și moment aniversar și de aducere aminte plăcută, dar și de tristețe pentru că unii au plecat prematur dintre noi. Și au fost și directori, au fost și profesori. Ne amintim de toți cu mare drag. Școala aceasta, de fapt, spuneam și copiilor la servare, este o comunitate închisă, într-un mod interesant. Profesorii au fost elevi aici, au devenit profesori și aduc copiii la Tonița, nepoții la Tonița. Deci este o școală a artiștilor. Acum, trecând puțin, făcând o glumă, artiștii stau mult în atelier, vorbesc cu ei înșiși, cu lucrările, cu universul și cu siguranță într-un moment de revenire, de aducere aminte și de reîntâlnire, e multă agitație în sală și putem să înțelegem lucrul acesta. Nu ne deranjează foarte tare. Știu că aveți de povestit multe lucruri. Mai mult de atât, ce aș putea să spun? Da. Rog pe domnul profesor Panțu, dacă da, câteva cuvinte despre expoziție, să o declarăm deschisă și apoi să puteți să vizitați. Numai puțin aș vrea să mai spun că la sala Aquariu se află o expoziție de icoane a copiilor, a elevilor de liceu de arte plastice, unii dintre ei aici de față se bucură, și că, de fapt, în această perioadă, în decembrie, am avut multe evenimente și la liceu. Copiii vor primi diplome, asta mi se spune, la sala Aquariu, veți primi diplome, am avut multe evenimente. Vreau să vă spun că acești copii sunt talentați nu numai în ceea ce privește artele plastice. Avem grupa de teatru care s-a clasat prima, aseară, nici nu mai știu când a fost, la altă seară, de 3 zile, într-un concurs cu trupe de teatru al liceenilor din București. Au ieșit pe primul loc și felicit. Dar la fel avem soliști foarte buni, avem dansatori, deci copii care performează în arte, copii deosebiți, copii cu care lucrăm și ne bucurăm să putem să ne fim profesori.